Bună ziua! Bună ziua! Pacea Domnului Hristos! Mulțumesc! Domnul Dumnezeu față asta! Trei copii avem, doi băieți și o fată. Băiețul pleca pe șciuatare. La mine piciorul am 16 ani de când mi-a inflat la ganglioni. Și la mine am fost la operație, ne-au scos vâna. Băieții au venit, au fost pe șciuatare și cu virusul ăsta. Nu au lucrat. Și au venit, au luat bani din bancă, m-au venit și ne-au făcut băieții operație. Și au plecat înapoi, să aducem la bancă, dăm la bancă, luat 20.000 de datorii la bancă. Și au făcut operație, că avem și cecul, dacă nu ne credeți. Le rătăm. S-au dus mintei să-mi fac, mi-a duc să-mi fac a doua la operație. Să-mi tai carnea de la ișor. În septembrie. Să mă duc a doua la operație să-mi fac. Și greu atâțele zgrele. Soțul când vine, când se duce și nu vreau să-mi dai nici bani. Și a rămas cu fata. Acasă. E greu de tăiat. Datorii la bancă luat și trebuie să achităm la bani și s-au dus ghețe-i copchic. Să mă scăp din situație, să ajung să... Mara ne spune, mama, că să ajungi, mamă, să ne treci la nuntă, mamă, să ne crești nepoței. Cumpărând numai de medicamente, am fost azi la farmacie iar, vreo 300 de lei iar, de aici nu avem bani, e sănari și ne dau, nu primim nică. Ștem acasă eu cu fata, cât mai poate e săracă, mai... Situația e tare grea, nu știu. Numai el unul singur lucrează și de când de acasă. Ne aduci câteva capii când ne dă din când în când. Lucrează aici la Vorhei, la Brodiescu lucrează. Și dă plătești 20 de lei ceasul. Pe oră lucrează. Și dacă faci, cum faci, aduci și nu nici o folosință, îți luăm iacat bani de mâncare, tot în casă. De pastile, dăm pastile, medicamente în acoale, iacat primim la injecții pentru picior. E greu. Mult suferință aveți, mă. Mult suferință. Mulțumim, Domnul, că v-ați l-am dat și nu vreți să ne ajutați, măcar cât de puțin. I-am drumat o gheață în ei, totul nici m-a dus lapte și ei mă, la dumneavoastră, a scris cererea, că eu nu știu cum, ei mă, pentru dumneavoastră, mă rugați la Dumnezeu și dă și noapte la dumneavoastră. Cu inima mea, atunci noi vă sunteți foarte departe, nu putem să venim cu microbuzul la partea. Cred că o să trebuiască să trăim cu mâinile, să... Și acum vrem să invităm fetițe să ne ajute ca să vă aducem toate bunurile și să... Să fie slăbit Dumnezeu. Să mă păzească Domnul, mă pază, zvai, dumneavoastră, tare mă... Spuneți la fetiță să meargă să Lenuța. Să ne ajute. Lena. Lenuța, mergi să ne ajuți. Te-ai păzit cât de departe. Prima gândeam că o să duci tu singuric tot, dar când am văzut că mama ta deja nu mai poate să meargă, am înțeles că e mult pentru tine și nu are cine să te ajute. Așa că te ajutăm noi. Bine, mergem acum la microbus să descărcăm totul. Vă mulțumesc frumos, vă păzați cu Domnul, pază dumneavoastră. Thank you.
cât să ne-ați făcut o binefacere, pentru să și Dumnezeu vă păzească și zi și noapte ne-a rugat să ne poarte Domnul în pază, să ne de piciorul. Dumneavoastră vă dorim, vă și vă mulțumesc. Ne rugăm și zi și noapte lui Domnul să ne aibă, să ne poate, ne ajute să ne... Și dumneavoastră, zveniți, ne-ați ajutat. Domnule, când ne-a ascultat, zici noapte și ne-a ajutat. Mulțumim în fața Tare, așa ne rugăm în continuare. Iată-i din fața Ta. Așa cum sunt. Și mă predau astăzi ție. Doamne Iisuse, Tu care ești Mântuitorul, vin în inima mea. Fii Tu Mântuitorul meu, salvează-mi sufletul meu, iartă-mi toate păcatele mele, curățește-mi sufletul de ele, mă rog ca sângele Tău Sfânt să mă curățească, să mă spele și să mă sfințească. Te rog, Tată, ca Tu în mila Ta și în durerea Ta să-mi dai vindecarea Ta. Vindecă-mi, te rog, trupul meu. Vindecă-mi, te rog, piciorul meu. Dă-mi sănătate în trup. Lungește-mi zilele pe acest pământ. Te rog, arată-mi slava și puterea Ta. Iar eu, ajută-mă să te pot urma. Descoperă-te sufletul meu mai mult și mai mult și ajută-mă să te slujesc în piatra Ta. Dă-mi binecuvântarea Ta și pentru toate îți mulțumesc. Amin.